Ne-am întors la Neața. E timpul să vorbim și mai sincer și despre noi. Alina Iliescu este psihoterapeută. Pe fotoliul ei ajung atât tineri, adolescenți, copii, dar și oameni maturi. Am hotărât că o treabă ce îi leagă pe toți, mai ales în zilele noastre, deși suntem atât de conectați, este singurătatea. Și am decis astăzi, într-o zi mai specială, să vorbim pe bune despre singurătate. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi suntem foarte conectați în zilele noastre, dar îmi pare că unii suntem mai singuri decât bunica, ce n-avea nici măcar telefon fix acasă. Și tot ne spunea, să mai veniți pe la mine. Dar ea nu era chiar singură, pentru că vizitam des. Acum când suntem atât de conectați, pare că suntem mai singuri ca niciodată. Greșesc? Nu, chiar așa este. Și putem observa acest lucru când mergem la un restaurant sau când mergem într-un loc unde sunt multe cupluri și în loc să comunice și să-și spună ceva, pentru că de cele mai multe ori au ieșit la o întâlnire, fiecare e foarte ocupat cu telefonul lui și e singur în acel cuplu. Poate își verifică și alte opțiuni, eu știu. Da, să știi că undeva s-a demonstrat că una dintre cele mai mari rate de divorț și nevoia de a înșela într-un cuplu țin de această singurătate. Când apare această singurătate, e un fel de steag roșu. Ceva nu funcționează în relație, ceva trebuie schimbat. Când ești singur, dar în doi, când tu nu ești singur declarat. Tu după numele de pe ușă sau, nu știu, după numărul de perne de pe pat, nu ești chiar singur. Bineînțeles, nu ești singur, însă începi să te simți singur pentru că te îndepărtezi. De exemplu, când te întâlnești tânăr în adolescență sau între 20 și 30 de ani, este o perioadă de foarte multe schimbări și de maturizare și de experimentare și atunci relația se întâmplă într-un fel. Relația cumva e mai tumultoasă, mai frumoasă, foarte multe experimentări, ieșit mult împreună, distracție multă. Nu e chiar așa, costă și bani și timp și eu acum mă simt mai bine, că e mai... Dar da, suntem datori să experimentăm. Exact. După 30 de ani, dacă ne întâlnim după 30 de ani, asta spun și studiile, după 30 de ani, dacă ne întâlnim și ne căsătorim, avem mult mai mari șanse ca relația să țină pe termen lung. Și, de fapt, aici e cheia succesului. Cum rezistăm pe termen lung? Pentru că, de cele mai multe ori, ne întâlnim, ne super îndrăgostim, îl idealizăm pe celălalt, îl ridicăm pe un pedestal și ne minunăm cât de frumos și interesant și wow, e și totul funcționează bine și sexualitatea și comunicarea și tot. Și, la un moment dat, ne trezim, parcă ne punem niște ochelari și vedem foarte clar. De ce? Pentru că apare dezidealizarea. Și începem să vedem realitatea, observăm că nu spală vasele, observăm că își aruncă șosetele sau observăm cât de dezorganizată sau cât de mult ne cicălește. Observăm defectele și de aici apar certurile, aici apare ruptura. Sunt foarte multe cupluri care nu reușesc să-și revină din această ruptură. Și dacă ne uităm la noi, la poporul român, descoperim că marea majoritate a cuplurilor sunt aici. Sunt în general certați, sunt în general singuri în relație. Adică în mașină ea se uită pe geamul ei. Exact, sau pe telefonul ei. Da, am sesizat asta mai ales pe DN, noi locuim pe DN. I-am zis soției că dacă vreodată ajungem în faza asta, să tragă de volan, că nu mai e. Am întrebări de la telespectatori și o să vă rog să trecem prin ele, sunt câteva. La prima cred că am răspuns deja, dar să mă ajutați. Cum apare singurătatea în cuplu? Vine lent sau dintr-o dată? Adică într-o vară mă trezesc în Italia și zic, cine e ăsta de lângă mine în pat? Nu, ea nu vine lent, ea vine în timp. În timp începem să ne îndepărtăm, în timp începem să nu mai comunicăm, în timp începem să nu reinvestim să-l cunoaștem pe celălalt, pentru că noi ne schimbăm și poate ne cunosc mai bine colegii care petrec mai mult timp cu noi decât ne cunoaște persoana de lângă noi. Și atunci e important să petrecem timp împreună, să reinvestim în relația de cuplu, ca să ne cunoaștem. Pentru că noi ne transformăm, fiecare dintre noi. Am o mie de întrebări legate de vecini, dar eu sunt vecin. Am aflat târziu că noi suntem vecini și atunci le elimin. Care sunt motivele pentru care ne simțim singuri în relația de cuplu? Am punctat câteva, merg mai departe. Cât ține perioada de îndrăgostire în cuplu? Și acum trebuie să împărțim, nu? Până în 30 de ani și peste 30 de ani. Da. Cât țin fluturii ăștia? Cât țin?
Acum depinde. Dacă suntem foarte compatibili, poate să țină toată viața. Ok. Dacă nu suntem atât de compatibili, țin mai puțin. Deci ține 3 ani, cum a zis domnul Beigbeder? Depinde. La 3 ani înseamnă că au fost destul de compatibili. Ok. E mult 3 ani? E mult 3 ani, da. În general, cam ține cam un an, păi, maxim. Ok. Până deschizi ușa la baie. Da. Pot acum, sunt un pic presat, nu pot să vorbesc tot ce am pe suflet. De ce se blochează partenerii într-o rutină și tot repetă aceleași lucruri fără să iasă din ea și evident se ajunge la plictiseală? Pentru că partenerii nu mai fac nimic nou și de obicei această singurătate nu apare când suntem într-un cuplu și nu avem copii. Pentru că atunci sunt destul de multe lucruri. Putem să călătorim, putem să mergem la date, ieșim cu prietenii, sunt multe lucruri care ne distrag atenția. Da. Însă în momentul în care apar copii și de cele mai multe ori marea majoritate a persoanelor nu înțeleg că de fapt copilul produce o ruptură în cuplu. Copilul strică relația de cuplu. Da. Și relația de cuplu trebuie reînnoită cumva. Pentru că uităm să mai fim cuplu și suntem părinți. Și cu cât suntem mai mult părinți, cu atât auzim pe soț că nu-i mai zice soția mea dragă sau iubirea mea sau puiul meu cum o alintă, îi spune mami. Când auzi mami, deja e o problemă. Că ea nu e mami. Nu e. Și atunci trebuie să ne gândim cumva ce am putea să facem, să ieșim din acest rol doar de părinți și să ne întoarcem din nou. Să ne luăm și pijamaua de cuplu. Eu îi mai zic mama, dar îi zic așa ca un alint și s-o enervez, nu îi zic că nu știu cum o cheam. Plus că noi nu ne alintăm de felul nostru. Deci, ok, nu îi mai zic mama. Al soacră-mea, cum se zic atunci? Bine? Putem reinvesti în relația de cuplu? Da. Ce tragem o linie și zicem de mâine o să apăsăm pedala mai tare. Da. De fapt, asta e cheia succesului într-o relație. Trebuie să ne imaginăm relația ca o floare la care trebuie să-i punem apă constant. Uh-huh. Și ne întrebăm noi câtă apă îi punem și nutrienți florii, relații noastre. Ce facem noi să reinvestim în relația de cuplu? Și multe cupluri care ajung la terapie zice, domne, noi nu știm ce să facem. Păi, de exemplu, eu și soțul meu mergem la dansuri și dansăm și avem și o grămadă de petreceri și cunoaștem o grămadă de oameni și facem un date night în care ieșim din casă, mergem la film, mergem la restaurant, ne închiriem un hotel, rămânem la hotel și reinvestim în relația de cuplu. Dacă deci un date night trebuie să existe, okay. Și apoi rămânem și peste noapte. Ok, dragă vecină. N-am știut că am vecini așa mișto. Eu o să investesc și eu acum, mă reapuc de reinvestit. Deci se poate. Se poate. Mulțumim tare mult. Cel mai trist ar fi să considerăm că copiii care vin pe lume sunt o povară, mai ales că unii își doresc atât de mult. Am întâlnit o poveste săptămâna trecută, pur reală. Nu se întâmplă în România, se întâmplă aproape de România, dar cu români. Timp de aproape 10 ani au încercat să facă copii, timp de aproape 10 ani au fost o familie înstărită, au investit enorm și au vândut mașina de lux ca să bage bani în tratamente și în toate lucrurile și acum au 2. Și asta era întrebarea în casă, domne, voi vă plângeți când e gălăgie, că dacă te chinui 10 ani și copilul nu doarme, tu ești așa, lasă dragă să nu doarmă. 10 ani să aștepți un copil, vă dați seama? Că ăla este chiar un miracol. Mulțumim, să ne vedem cu bine prin cartier sau la dansuri, că mi-ați dat o idee. Florin?